Papa Francis, care nu a putut participa la summitul COP28 privind clima, a cerut sâmbătă liderilor mondiali să găsească o soluție pentru a face față creșterii temperaturilor, numind distrugerea mediului înconjurător o ofensă împotriva lui Dumnezeu. Secretarul de stat, cardinalul Pietro Parolin, a citit mesajul papei în locul său, așa cum a făcut și cu discursul principal al lui Francis la conferința de sâmbătă. Religiile, ca voci ale conștiinței umane, ne reamintesc că suntem creaturi finite care au nevoie de infinit, a declarat papa, menționând că un pavilion al credinței a fost o premieră la conferință COP. Pentru că suntem într-adevăr muritori, avem limitele noastre, iar protejarea vieții presupune de asemenea că ne opunem iluziei rapace a omnipotenței care ne devastează planeta, a spus acesta. Religiile, a mai remarcat el, trebuie să acționeze urgent în favoarea mediului, să-și educe membrii la un stil de viață sobru și fratern, în locul celui risipitor și să lucreze pentru o revenire la contemplarea individuală a măreției naturii. Aceasta este o obligație esențială pentru religii, care sunt chemate să predea contemplația, întrucât creația nu este doar un ecosistem pe care trebuie să-l conservăm, ci și un dar pe care trebuie să-l îmbrățișăm, a spus Francis. O lume săracă în contemplație va fi o lume poluată sufletește, o lume care va continua să se debaraseze de oameni și să producă deșeuri, a mai spus el. În discursul său principal de sâmbătă la conferință, de asemenea, Francis a repetat apelul său pentru eliminarea combustibililor fosili. Sute de instituții catolice din întreaga lume au anunțat că intenționează să renunțe la ele. În discursul său adresat liderilor religioși, Francis a mai spus că pacea și administrarea planetei sunt interdependente. În fața ochilor noștri putem vedea cum războaiele și conflictele dăunează mediului și divizează națiunile, împiedicând un angajament comun de a aborda probleme comune, cum ar fi protecția planetei, a mai spus el, relatează Moldova 1.Moldova.